Bună seara și bun găsit la o nouă ediție România te iubesc. Să stai, să nu faci nimic, dar să-ți intre bani în cont. Ani întregi, zeci de primari, consilieri locali și funcționari corupți au făcut exact asta, fiindcă au încasat pe nedrept subvenții pe pășunile României. Suntem o țară bogată în verdeață, cu 4,9 milioane de hectare de pajiști și fânețe, pentru care Uniunea Europeană pune la bătaie cam 1 miliard de euro în fiecare an. Cu acte false și animale fictive, sute de falși fermieri au furat milioane de euro și au lăsat cu buza umflată sate întregi. Plângerile la DNA curg în continuu. Peste 80 de funcționari și aleși corupți s-au ales deja cu condamnări. Însă cea mai mare pagubă e impactul social. Țăranii rămân încet, dar sigur fără pășuni și sunt nevoiți să-și vândă animalele, singura lor sursă de venit. Nedreptatea făcută de furturile din banii pe pășuni e cruntă și se măsoară în ajutoare sociale și copiii rămași fără părinți, fiindcă oamenii n-au încotro și pleacă la muncă în străinătate. Anca Anastasi vă invită astăzi să vedeți cum furtișaguri mărunte de câteva zeci de mii de euro sunt cauza unor adevărate tragedii în familiile de la țară. Cu 4,9 milioane de hectare de pășuni, România se poate considera o țară bogată, asemenea Elveției. Iarba grasă e valoroasă și cum în alte țări mai dezvoltate, pășunile au cam dispărut din cauza că și agricultura și zootehnia se industrializează, experții Uniunii Europene s-au gândit să protejeze peisajul și biodiversitatea colinelor înierbate cu bani gratis, adică subvenții la hectar. Cine are pășune primește între 177 și chiar 640 de euro pe fiecare hectar pe an, în funcție de cât de valoros e terenul, ce fluturi sau păsări rare adăpostește și cât de tradițional e îngrijită pajiștea. Nu e chiar curată, să știți. Că mai există, uitați, părușca asta, asta mai necesită ceva îngrășămin pe ea. Am mai scos, dar e foarte greu de distrus. Asta pe vremea răposatului s-a dat cu noi din ăla artificial, azot. Și ala a nenorocit pășunea. Uite, asta e iarbă de animale, să mănânce animale, să aibă animale un randament, să dea un randament și la carne și la lapte. Asta și aia nu-i bună, doamnă, de nimic absolut. Din 2007 încoace, în fiecare an, Uniunea Europeană a pus la bătaie cel puțin câte 177 de euro pe hectar, subvenția de bază. Ori aproape 5 milioane de hectare, un întreg miliard de euro, numai pentru pășuni și fânețe românești. Bani, nu glumă. Păi banii din pășune și din astea nu i-am luat noi, că i-a luat asociația, i-a luat primăria. Noi numai muncim. Cum banul e ochiul dracului, iar primarii și consilierii aleși sunt și ei oameni, n-au putut rezista ispitei. DNA a trimis până acum în judecată peste 80 de persoane, primari, consilieri și funcționari corupți, care în loc să ajute țăranii să primească subvenția pe pășune, au furat-o de sub nasul lor. Au transformat neveste și prieteni în fermieri fictivi. 32 dintre hoții și corupții aceștia au fost deja condamnați, la închisoare cu suspendare, fiindcă sumele furate sunt mici față de tunurile pe care le-au dat politicienii de rang înalt. Luate separat, furturile din banii pe pășuni par hoții minore, nesemnificative, dar în ansamblu, gaura financiară e o mare necunoscută. Există o cifră neagră a infracționalității ca în orice domeniu și în acest domeniu al fondurilor europene. Fiind vorba de multe ori de implicarea funcționarilor publici de o complicitate quasi generală și informațiile despre săvârșirea acestor infracțiuni ajung greu la noi sau la alte organe competență în investigarea preliminară, cum ar fi DLAF-ul, și rămân nepedepsite, nesancționate, din păcate. În 2014, DNA a descoperit că la Suceava funcționarii au împărțit subvenții de 1 milion de euro în stânga și în dreapta. Numai țăranilor care aveau animale, nu. Premianți au fost veterinari corupți, aeroportul, o pârtie de schi și bisericile și mănăstirile stăpâne pe pășuni vaste, dar care nu aveau animale. De 2 ani, DNA tot cercetează, dar cercetează funcționarii corupți. Nimic despre fețele bisericești care au încasat pe nedrept subvenții.
până la încheierea judecății, prezumția de nevinovăție e valabilă pentru toată lumea. Apoi, justiția poate recupera doar banii încasați necuvenit. Dar impactul social al acestor furtișaguri e uriaș. Cirada satului, pe calea de dispariție, în cele mai multe sate din zonă, fiindcă oamenii își vând animalele, nu mai au unde să le trimită la pășunat, fiindcă pășunile sunt ocupate de oameni cu influență, care le-au închiriat doar ca să încaseze subvențiile. S-au găsit mijloace ingenioase de a se folosi crotalile. Animalele sunt sacrificate, vândute pe piața neagră, aceleași crotalii sunt păstrate pentru 2-3 generații de animale și se încasează fonduri europene pe un crotal care de fapt a trecut prin 2-3 generații de animale, cu complicitatea funcționarilor și veterinarilor care au atribuții în a verifica periodic existența în teren a respectivelor animale. Dacă banii furați vor fi până la urmă recuperați, totuși nedreptatea socială față de țăranii cu puține animale, care au rămas și fără pășune și fără subvenție, e cruntă și se cuantifică în ajutoare sociale, părinți plecați la muncă în străinătate și familii destrămate. Oamenii de la sat, în loc să se dezvolte datorită subvenției, sărăcesc pe zi ce trece. Familie tânără și-au cumpărat 300 de oi și fiindcă nu au avut 350 de oi, n-au avut voie să participe la licitația pășunatului din comuna lor, din satul lor. Și au fost nevoiți să-și vândă animalele. Domnul este în Germania la lucru și e păcat, au doi copii, sunt despărțiți, soț, soție, fiindcă el a plecat. Nu mi se pare corect. Pe cât e de incorrect, pe atât de profitabil. Și ajung să fie dependenți de ajutor social. Această categorie socială e convenabilă pentru mulți primari și e păcat că ne batem joc de noi. De aceea în toate celelalte sate, oamenii care au o vacă, două, sunt cu ajutor social. Primarii și consilierii de la sate au devenit experți în organizarea unor licitații atât de stufoase, încât omul de rând nu are nicio șansă să câștige. Căietul de sarcini s-a făcut în așa fel să fie eliminați cei care... Și foarte mulți din Archita și au vândut vacile. Dacă ai o vacă, două, poți doar atunci să închiriezi teren dacă te asociezi. Asta am făcut noi la Viscri, cu mare greu. Ne-am asociat după 21 de întâlniri, după un statut pe care l-am rumegat, l-am explicat avocatul și tot. Și în Moldova, și în Muntenia, și în Transilvania, țăranii se plâng că furtul de subvenții pe pășuni a devenit sport național, cu victime colaterale, fermele mici și medii. De exemplu, ginerele ciobanului Stănilă a lăsat nevasta acasă și s-a dus în vest să facă bani. În Germania, la muncă, la righi, în șpiluri de ele acolo. Da, în parcul de distracție? Da, în parcul de distracție. Câștigă mai bine ca mine cu oile. Carnă cărjesc aici. În toată țara, judecătorii au cerut înapoi 5 milioane de euro, bani din subvenții furați. Dar este doar vârful icebergului, pentru că plângerile la DNA curg în continuu, iar justiția se face încet. La DNA ce ați reclamat? Au dat terenul, au închiriat terenul consilierilor sau prietenilor lor apropiați, polițiștilor și angajaților din APIA. A luat fiica domnului primar, dânsul, soția, dar au luat și foarte mulți apropiați ai dânsului. Povestea se repetă la Indigo în sute de sate. În 2007, la Șeica Mare în Sibiu, sătenii nici nu auziseră de subvenții. Primarul a făcut afacerea vieții lui cu vicele. Și-au făcut un contract. Primăria închiria domnului Bleuca cu o suprafață de 1061 de hectare de pământ. Adică mai toată pășunea comunală, de pe care vicele a cerut apoi subvenția. Bineînțeles că au dat contul personal, unde vor intra toți bani. S-a obținut vreo 88.000 de lei. Fără să aibă animale, care sunt obligatorii dacă vrei subvenție pe pășune.
Furios, ciobanul nostru a făcut reclamație la poliție. Nu-i venea să creadă. Când dosarul a ajuns la DNA, îl durea sufletul și îl mustra conștiința. Primarul îi fusese prieten. Aveam încredere în ei. Și ei au profitat de faptul că noi crescătorii suntem neinformați. Procurorii acuză funcționarii și aleșii că au format caste, au păstrat bine secretul acordării subvenției și au inventat moduri de fraudare, care mai de care, mai ingenioase. Animale fictive, terenuri pe care nu le dețin în realitate sau le dețin fără acte în regulă și se falsifică actele tocmai ca să creeze o aparență de legalitate și de multe ori aceste falsuri se realizează cu complicitatea funcționarilor publici care au atribuții în a le verifica și a aproba dosarul. Fie că vorbim de APIA, fie că vorbim de agențiile de dezvoltare rurală și pescuit. DNA a confirmat că, fără dubiu, în 2008, primarul și viceprimarul de la Șeica Mare furau ca în codru. Amândoi au fost condamnați la un an de închisoare cu suspendare. Aia e nimica. La miliarde și eu aș face 5 ani cu suspendare și să iau 20 de miliarde. Că stau aici la umbră și nu mai fac nimica. Dar câinii latră, caravana trece. După condamnare, primarul a mai câștigat un mandat de consilier local, fiindcă nimic nu l-a împiedicat să candideze. Și cum mai poate să dea ochii cu oamenii? Oh, cum știți ce frumos zâmbesc când te vede, cum te dă cu pirea că ești murdar, că nu ești, aoleu. Un caracter foarte simpatic au ăștia. Ăștia sunt foarte diplomați în ziua de astăzi. Se feresc totuși să dea ochii cu echipa România Te Iubesc. Nu răspund la numere necunoscute. Anca Anastasie, mă numesc de la Pro TV, vă deranjez. Da. Dar acum nu e aici și-a uitat telefonul aici. Am înțeles. Cam în cât timp să revin? Păi, cam într-o oră, așa. Peste o oră, telefonul e deconectat. Cum să lași un sat întreg fără brânză? Și nu orice sat, ci unul care se luptă din răsputeri să păstreze tradiția. Turiștii care merg acum la celebrul Viscri, unde și prințul Marii Britanii are propria-i gospodărie, trebuie să-și pună pofta în cui, fiindcă țăranii nu au brânză. Bătaia românească pe subvențiile pe pășuni continuă la România Te Iubesc. Ne întoarcem în câteva clipe. Subvenția pe pășune a învrăjbit proprietarii de animale. Abia învățaseră să se asocieze și să lucreze împreună pentru profit agricol. Dar ce faci când primăria alocă unui altoier o pășune exact în mijlocul pășunii tale? Invariabil, românul sare la bătaie și în timp ce doi își sparg capetele, al treilea câștigă. Dosarele penale se înmulțesc și în rândul oierilor și văcarilor, fiindcă ajung la furie să-și facă dreptate cu bâta. Eu șoban din toate în fiu, tu ești primar de 4 ani. Acum de când am dat 500, ba, pui pe tine, ți-au și gâtul jos pentru oile mele, mă. Așa. Împărțirea pășunilor pe prietenii a cauzat chiar creșterea infracționalității în sate. Să mergem la APIA să văd cine ia subvenția, ciobanul sau... Măi, omule, de tăle sau de terenul de subvenție? Cine? De toate! Doamne, de când s-au făcut subvențiile astea, s-au făcut ură între ciobanul. De exemplu, Nea Popența e acum și el infractor, condamnat la 2 ani și 8 luni cu suspendare. Eu atunci m-am apărat și ne-am apărat mai puțin, mai energic. S-o lăsat cu vătămare corporală, 60 de zile de la legist, proces. Deci, nu, eu am zis, domnule, au venit la mine în Otava, Otava până în genunchi și cum, ce-i pur? Să-l feliciți, ce Dumnezeu să-i faci? I-am luat la bătaie și m-am ales cu 2 ani și 8 luni și să plătesc peste 200 milioane de lei. O trebuie să plătesc. Am avut niște vaci atunci, am vândut toate vacile. A fost foarte greu. Acum au primar nou, fără dosar la DNA. Dar ciobanii se plâng de o altă nedreptate. Ca efect de bumerang al subvenției pe pășuni, chiria pe pajiștea comunală s-a scumpit.
Cine a făcut contract în 2008 plătește și acum doar 50 de lei pe hectar pe an. Cine vrea să închirieze acum pășune plătește dublu, chiar triplu, fiindcă mai nou chiria pe pășune e calculată pe indicatori de către firme specializate. Stănilă i-a convins pe confrați să boicoteze licitația. Am zis, Mihai, dați-mă afară, ieșim afară, că cu prețul ăsta nu avem rost să discutăm. De unde să plătim noi martie, că nu avem niciun venit, acum că intrăm în stabulație din octombrie de acum, de unde să dăm noi la primăvară 150 de milioane în 30 martie? Dacă nu-i depui banii până în 30 martie, te pune majorări. Primăria, numai să ia bani, să-și facă primăria bugetul, dar noi când ne facem bugetul, că ar munci? Câte animale aveți? 300. Oi? Da. Și câte trebuie să vindeți? Dacă nu toate. Păi și ce o să faceți? Stau ca țăganii, sunt de ajutor. Măcar la acordarea ajutorului social nu e atâta birocrație cum e la subvenții. Însă procurorii DNA sunt convinși că birocrația stufoasă în acordarea subvențiilor nu e deloc întâmplătoare. De ce se menține acest sistem birocratic cu implicarea multor funcționari, unui circuit complex de documente care trec prin mâinile multor funcționari? Parte din acești funcționari uneori sunt suspectați de corupție, alteori chiar îi prindem. Cu cât procedura este mai ascunsă, mai laborioasă în sensul de greoi, în sensul de netransparentă, e susceptibilă de corupție. Oierul a pățit-o pe pielea lui. Pe de exemplu, eu dacă bag 300 de euro la subvenție, nu ni le bagă toate niciodată, că se vede că le mânca calculatorul, că le mânca și calculatoarele mâncă oi. Normal, luptii mâncă oi, acum și calculatoarele, eu zic că mâncă oi. Se pierd din pic, din pic, se pierde până când ajung acolo, nu mai e, dacă ai 300 de euro, numai 250 mai ai subvenție, atâta e. Însă procurorul DNA ne liniștește. Nu sunt românii campioni la înșelătoriile cu fonduri europene. Cei mai tari au fost italienii din zona Napoli. În celebru caz cu plantarea de măslini de plastic, produși în China, un euro bucata și de fapt se accesau fonduri europene. Ei luau subvenție și din avion, din satelit, de unde s-a fotografiat pentru a se atesta, da, se vedeau copaci, dar erau copaci de plastic. Cert e că italienii n-au rămas fără ulei de măsline de când primesc subvenții pe drept sau pe nedrept. Însă la Viscri, sat celebru pentru încrâncenarea de a păstra tradițiile admirate de prințul Charles al Marii Britanii, a dispărut brânza. Deși asociația sătească are vreo 800 de oi, are și pășune berechet de la primărie, plus subvenție mare. Turiștii care au venit vara asta de peste mări și țări să guste bunătăți locale, trebuie să-și pună pofta în cui. Păi, întreabă de brânză. Eu cumpăr brânză. Cumpăr brânză. Ce să fac? Asta este. De la alți ciobani. Ce să fac? Am ajuns de râs. Soacra mea în Germania așteaptă brânză. Zic, mamă, nu pot să-ți trimit nicio brânză. N-avem brânza noastră. Necazul tot de la subvenție se trage. Viscrenii au reușit să închirieze pășunea pe 10 ani, abia în 2014, după 7 ani în care subvenția au încasat-o alții de prin alte locuri. Acum au deci subvenția asigurată. Am primit 1200 de lei pe hectar. Dar primăria poate rezilia contractul dacă turma satului se împuținează și nu mai poate ocupa sutele de hectare, care s-ar elibera din nou pentru alți mușterii. Asociația crescătorilor de animale de la Viscri e încă în picioare, dar în august era să rămână fără oi. Ciobanul tocmit de viscreni și-a luat tălpășița pe ascuns și-a părăsit oile în staul, sus în deal. Ciobanii domnului primar l-au amenințat, l-au îngustat, l-au speriat, dânsul a ademenit și a plecat, ne-a lăsat oile în țarc două zile, au înțărcat toate oile de la asociație, nu avem niciun beneficiu. Le-a lăsat nemâncate, nebăute apă, pe căldurile ăștia, vă dați seama, nu poți să ții un animal. Ne-am bucurat într-un final că am mai găsit animalele și am reușit să le scăpăm să nu moară, să nu le pierd.
Întâmplarea povestită de săteni nu are cum să fie dovedită în vreo instanță de judecată. Asociația are în jur de 800 de oi. Vă dați seama, ce pagubă. Când e atâta iarbă și atâta loc. Nu mai dau lapte și atunci n-am mai primit brânză. Deci, la începutul august, oile asociației au înțărcat. Și nu avem niciun venit. Și normal, când n-ai niciun venit după oaie, o vinzi. Și dumneavoastră acum trebuie să țineți oile, deși nu dau lapte? Da, sigur că da, le ținem ca să nu pierdem pășunatul. Păi da, că asta e intenția. Și noi avem oi, și soțul meu, și noi avem oi înțărcate. Înțărcate. Ce să facem? Soțul meu 20 a vândut din ele, că am zis că cu 100 de lei bucata, înțărcate, cine le cumpără? Deci sigur că am pierdut. Dar mai mult nu am vândut și ținem miei din ăștia tineri ca să recuperăm, să nu scădem sub efectiv. Aici la Viscri, subvenția pe pășune n-a făcut decât să învrăjbească oamenii. Țăranii povestesc că ura a fost atât de puternică încât era cât pe ce să se lase cu vătămări corporale între vecini sau chiar frați. Localnicii povestesc că primarul are prietenii lui care bagă zâzanie între membrii asociației. S-au întâmplat lucruri groaznice aici în sat. Niciodată n-a fost așa o ură și o ceartă. Așa ceva n-a existat în satul ăsta. Deci e păcat când un primar, în loc să ajute comunitatea, încearcă să o destrame, da? Primarul neagă toate acuzațiile și spune că nu a făcut nicio ilegalitate. Să destram și să conduci, nu? Așa e. E păcat că e așa. De ce țin acești oameni cu dinții de pășune? Nu știu dacă sunt 5 ajutoare sociale într-un sat. Și vă dați seama, dacă se vindeau animalele, se ajungea undeva la 30 de ajutoare, minim 30 de ajutoare sociale în sat. Noi nu ne lăsăm. Am fost la Ministrul Agriculturii și la DNA am fost. Și sper să se facă dreptate. Există povești cu final fericit, când îți alegi să te conducă oameni care au dovedit că sunt cinstiți și care au muncit pentru comunitate încă dinainte de candidatură. După pauză mergem pe Muntele Tătarului, unde ciobanii și văcarii își văd serios de treabă, au certificate ecologice pentru bunătățile lor, iar subvenția încasată pe pășuni se regăsește în profitul sătenilor de pe Valea Buzăului. În jumătate din dosarele pe care le verifică Oficiul European pentru Lupta Antifraudă s-au constatat suspiciuni de fraudă. E vorba de peste 10 milioane de euro care, se pare, au fost furate din fondurile europene pentru agricultură. Există însă și comunități în care banii europeni au ajuns la oameni simpli și cinstiți. Într-o comună din Covasna, țăranii s-au unit și din subvenții și-au întreținut pășunile. Ba chiar le-au rămas bani și construiesc saivane pentru animale și fabrică de brânzeturi. Vor să intre serios pe piața de carne și lactate cu certificatul ecologic. Ați furat? Nu. De ce? Nu e nevoie. Nu am pentru ce. Nu-i mai frumos să muncești, trăiești de muncă, te duci acasă, ești liniștit. Domnul e primar la Sita Buzăului, în județul Covasna. Aici, pe pășunea comunală, are loc tot poporul. Și oierii, și văcarii, și cei cu animale puține, și cei cu câte 1000. Dar aici, oamenii și-au ales primar, care a lucrat mai întâi pentru ei, vreme de 20 de ani. A fost mai întâi montator la bovine. Apoi, în 2009, l-au ales președinte la Asociația Crescătorilor de Animale. De profesie sunt croitor. Din 2009 până în 2012 au încasat subvenția pe pășune, cam câte 200 de mii de lei în fiecare an. Primii bani care i-a luat s-au curățit pășunaturile, dar cu oameni din sat le-a dat bani. Constantin a muncit și el bucuros pentru asociația din care face parte. Ne dădea destul de bine, că mergeam la curățire, ne dădea 100 de lei pe zi. Erau bani. Numai cu oameni din sat, nu a venit din altă parte să le dea bani. Tot la oamenii nu știi, le-a dat bani ca să curețe pășunile. Mai bine chemam o firmă să dărâmăm un mușuroi cu 1 miliard. Ați avut, da, asemenea oferte? Poate nu, dar apropiate. Era mai bine așa? E mai simplu să semnezi un contract în care, ca și președinte de asociație, să deruleze de către o firmă. Era mai greu să administrezi 200-300 de oameni pentru a face această igienizare. Am încercat să facem economii cu acești bani. Ne-am dat seama că sunt bani atât de mulți.
După 2 ani de igienizat pășuni, și-au dat seama că nu mai au ce igieniza. Însă rămăseseră cu bani frumoși în visterie. Da, dacă în primii 2 ani noi am făcut treabă bună, în al treilea ce să mai faci? Că tufele astea nu cresc așa de la an la an încât să... Și am zis, ce facem noi cu bani? Au aflat cu mirare că legea fondurilor UE nu e absurdă și că pot fi folosite la orice, dacă e în beneficiul comunității care administrează pășunea comunală. Așa că s-au pus pe construit, fără să fie acuzați că deturnează fondurile pentru pășune. După aia ne-a întrebat dacă suntem de acord să se facă saivane, să se cumpere utilaje, să ne ajute. Toată lumea a fost de acord, așa s-a făcut. Deci a făcut drum, că aici nu era, pe unde a urcat, nu era drum, era o potecuță. S-a constatat că este nevoie de un centru de lapte, care să adună laptele într-un singur punct pentru a negocia un preț bun. Acum, asociația are sediu cu centru de colectare a laptelui, cu depozit frigorific pentru produse și cu sală de ședințe, cu scaune și masă din lemn masiv. Nu se mai întâlnesc la bodega din sat. Ideea a fost ca fermierii în fiecare săptămână să se întâlnească, să-și pună gândurile de acord, să ia decizii împreună. Au decis să construiască o mică fabrică, unde vor să dezvolte brandul propriu. Cașul de Sita Buzăului, cu sigla Sita Buzăului, înregistrat la OSIM și așa mai departe. Să fac pași încet, încet, sperăm în cooperativa care a fost înființată în urmă cu un an și jumătate, să putem să desfacem producția, mai ales pe partea bio. După toate acestea, l-au ales primar. A avut flair să candideze independent. Da, pot să spun că sunt primar la al doilea mandat cu 73%. N-aș spune că mă mândresc cu asta. Păi și de unde ați avut bani de campanie? Nu trebuie bani de campanie. În localitățile, în comune, de exemplu... Ce le-ați dat? Nimic. Nu le-ați dat plasă? Nu le-ați dat... Nu, nu. Și nici n-am promis. Acum, asociația celor 300 de familii de crescători de animale din Sita Buzăului și-a făcut cooperativă. Iar investițiile din banii pe pășuni continuă. Au deja un depozit de cereale, fiindcă în această zonă doar iarba crește. Ne-am dorit să aducem cereale de la asociațiile din sud, să putem stoca din cauza prețului care fluctuează. Să facem o achiziție pe perioada verii când e acceptabil la preț, păstrat și dat la fiecare fermier pentru a-și putea continua activitatea. Practic susținut financiar. Că una e să cumpere kilogramul de grâu cu 50-60 de bani, alta e să-l ia cu un leu. Și în timp ce în vale banii UE sau de la guvern sunt drămuiți de oameni de încredere... Bună ziua! Bună ziua! Sus în munte, țurcanele și țigaiele își fac somnul de frumusețe, fără stres, cu vedere spre culmile Ciucașului. Aici, la stâna de pe muntele Tătarului, sunt 700 de oi. De pe urma lor trăiesc 57 de familii. Oamenii sunt organizați, pășunile împărțite din moși strămoși în 4 trupuri. Pe fiecare trup pășunează un grup de familii, care în fiecare an își alege prin vot secret stăpânul de stână. Și câte voturi ați avut împotrivă? Doar 2. Gheorghe Despa, ales prin vot democratic, se îngrijește acum de animalele vecinilor, la oaltă cu cele 120 ale lui. Hai la tata, hai! Neluța! Neluța! Nu e risc nici să fure, nici să părăsească turma. Ca fiecare are 2, 3, 4, 5, care după cum se pot gospodări. Să le ție, ce una moare, alta fată, niciodată nu se gata. El a angajat 2 slugi, pe care le plătește chiar mai bine decât la oraș, cu 1600 de lei pe lună. Mai ieftin nu-l găsi și nu-ți vine fără bani. Asta e. Mâncărică bună, 2 păruțe de rachiu la fiecare masă și cafeluță și asta. Că dacă nu, nu stă nimeni, rămâi singur cu ele și ce faci? Din 12 litri de lapte, face 1 kilogram de telemea ecologică, bună de te lingi pe degete. Brânza de burduf e ca untul, ți se topește în gură. N-are pic de făină sau alt adaos de îngroșare sau conservare. Și unde găsim așa ceva? La stână, la Tătaru. Nu, nu, în magazin. În magazin, nu știu, de asta ce facem aici trebuie să dăm la oameni pe ui. Noi nu putem vinde.
La sfârșitul toamnei, fiecare proprietar primește câteva zeci de kilograme, pe care le valorifică așa cum poate. De obicei, merge la oraș și vinde la negru, din poartă în poartă. Dar planurile cooperativei sunt mărețe și includ atestatul de produs ecologic. Am început cu laptele de vacă bio, colectăm lapte de vacă și îl dăm către procesator. Fermierii sunt foarte mulțumiți, deoarece prețul e dublu la lapte. Când am început în august, aveau 80 de bani laptele convențional și 1,70 lei primesc pentru laptele bio. Am valorificat 700 de mii la nivelul asociației cooperativei Sita Natural. S-au vândut foarte bine și sperăm că la anul se dăm mult mai mulți. Și cât ați dat kilo? Păi au plecat cu 10 lei kilogramul pe viață de aici, având în vedere că la Paște a fost undeva la 7 lei convențional, mielul convențional. Dar cu subvenție cu tot, fără certificatul eco, țăranilor le va fi imposibil să reziste pe piața invadată de importuri și marfă din fermele industriale, unde animalele sunt îngrășate cu furaje chimice. S-a făcut 4 lei carne de niel. Spune și la Antena Seară. Bine, nici aia nu e o treabă. Uite, a fost și 12 lei, și 13 lei s-a plătit. Dar câtă vreme au pășunea și încasează pe ea cinstit subvenția, oamenii locului au siguranța zilei de mâine și demnitate. Judecă atunci când votează odată la 4 ani. Nu mai sunt masă de manevră electorală, fiindcă nu depind de ajutorul social pe care îl dă primăria. Aveți mulți acum? Nu. Câți aveți ajutor social? Două persoane. Mai ziceți-mi o dată? Două persoane. Doar două persoane, da, primesc ajutor social? Atât. Aici, la Sita Buzăului? Da. Pe alt trup de munte, Adrian a fost ales, tot prin vot, să se îngrijească de vacile din vreo 4 sate de pe Valea Buzăului. Da. Eu vreo 19 am ale mele. Și restul? Ale oamenilor. Câte familii? Păi, nu știu eu. Or fi vreo... Au câte 4, 3, 2, 1... Numai dacă mă uit pe caiet exact să vă spun câte familii sunt. Dar sunt câteva zeci de familii. Păi... Or fi vreo 20 de familii, mai multe nu sunt. Aici, la mine, la animalele mele. Pământul ăstea, eu... Părerea mea că sale noastre, ale țăranilor ăștia de comuna Sita Buzăului. Astea au fost ale moșilor noștri. Hei, plecați de acolo! Tot mai bine e aici la noi, în țara noastră. Un ban, dar îl câștigăm pe pământul nostru, al moșilor și al strămoșilor noștri. Că de-aia ar făcut războaie și ar munci și ar da viața ca să nu să-l vindem pe pământ cum s-a vândut. Că s-a vândut destul pământ și pădure și câte și mai câte. A urcat din mai în munte și mai coboară abia în octombrie. Îl ajută nevasta și cei 6 copii. Cel puțin băiatul care intra clasa a 5-a, o singură zi n-a lipsit din toată vacanța de aici. Adică, să nu mint, am fost la festivalul Ciobănașul, care se ține la întorsura Buzăului. În rest, toată vacanța aici și-a făcut-o. Cu noi aici, ba la un lemn, ba la apă, ba la... Ne-a ajutat seara, dimineața nu sculangă. Aici se face dimineață de dimineață tare. Vacile nu dau lapte mult. Consumă energie tot mergând la deal și la vale. Au ugerul mic. Nu consumă furaje ca să producă mult. Puțin, dar calitativ. Și ne pun pe noi, orășenii, la grea încercare. Să alegem între cele două feluri de lapte care se găsesc în comerț. Cel ieftin, dar provenit din fermele industriale, sau cel care pleacă de aici, la preț dublu. Să cumpere un lapte produs într-o fermă care este închisă și animalele sunt stresate, sau lapte de la animalele care pasc în pășunea bio a localității, asta punem în balanță. Ce-i mai bine? Asta sau asta? Consider că varianta care am ales-o noi e asta cu pășunea bio. Pe pășunea eco, subvenția e serioasă, cam 300 de euro pe hectar. Și totuși, viața văcarului nu e trai pe vătrai. De n-aș avea animale, n-aș sta o secundă aici. Dar am și eu animale, domn. Pentru ele stau și mă chierd nopți, că ăștia nu mă lasă noaptea să dorm, să știți. Aia toată noaptea, hap-hap încolo, hap-hap încolo. Uitați, asta e căsuța mea de noapte.
Dacă vreți să vedeți ce a făcut gheața, într-o acea gheață mare a fost. În casă doarme doar nevasta. El se culcă în fiecare noapte sub acoperișul ciuruit de grindină, la doi pași de cireadă. Gata să sară la luptă nedreaptă cu ursul sau cu lupii, în caz de nevoie. Aici, dar mă pui aici în colibă și mă învăliesc cu oaia asta moartă. Aici, doamnă. Aici cu capul încolo și așa, mă uit, vorba la câini. Ies după ei dacă e nevoie. E, să fiu lângă animale și lângă ăstea și am și acolo un vițel, am o vacă care duc acolo și am niște porci. Păi dacă de aici trăiesc, mânc, de aici vorba, mă, îmi cresc copii, de aici am câștig pâinea, doamnă. Eu n-am alt servici. Meseria mea e de bucătar cofetar, da. Dacă văcar îmi place mai tare, asta o fac. Du-te, dă-le pe alea în dără de acolo. Pe alea, dă-le, că s-a dus de la el de coșar. Hau, 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 hau! Unde arăt? Unde te duci? Înapoi, hau! Hau, hau! Hau! Hai, n-are numai 6 luni. E pui. Nu mă dă 6 luni. Da, și strunește? Acum e în... o învățăm. Am dat și la oi, dar oilii ar fost puține și le duce prea repede. La vaci, nu. Aici e unul din puținele locuri în care treaba merge. Dar în celelalte zone e dezastru. Aici, de exemplu, oile pasc ilegal. Nu am ce face. Nu plătești nici pășunea pentru că nu am contract. Am cerut să mergem legal, am cerut să facem să fie totul în regulă, dar nu se poate. În condițiile astea nu se poate. Pășunea e închiriată altui om, care oricum nu dă cu oile pe aici, că are destul teren. Pe ăsta ia doar subvenția, până când s-o înmărăcini și atunci nu mai fi eligibil pentru subvenție, fiindcă nu îl curăță nici ilegalistul, nici beneficiarul din acte. Încet și sigur, totul se duce de râpă. Odată comunismul a făcut asta, nu? Când a colectivizat satele. Le-a luat terenurile, le-a luat animalele. Acum să o facem din nou, când începem să ne apropiem din nou de valorile astea rurale. Nu știu cum nu înțelegem odată că aceasta e valoarea României în mediul rural. Și în mediul rural, din ce să trăiești? Din animale. Tot timpul oamenii din acest lucru au trăit. Că aici pământul nu este așa de bogat ca în jurul Brașovului sau în altă parte să poți să trăiești din ceea ce se cultivă pe pământ. Istoria românească a subvenției pe pășune e scurtă, dar zbuciumată. În primii ani de la aderare au administrat banii UE, consiliile locale sau primăria. S-a dovedit ineficient, chiar păgubos și ilegal. Apoi, legea s-a schimbat și a cerut sătenilor să se asocieze. Nici așa fondurile UE n-au ajuns întotdeauna la cei care le meritau pe drept. Acum, autoritățile vor să acorde subvențiile fiecărui fermier în parte, pe suprafața pe care o închiriază de la comună. Nu știu ce am face fără pășunea asta, că s-au de zvonuri că aș vrea să o desfințeze, să-mi dea mie aici 20 de hectare, lui vecinul un hectar, lui ălaltul, să ne nenorocească, am înțeles că. Dacă s-o întâmpla să se împartă pășunea asta, și nu numai asta, toată pășunea, o să fie vai și amar, vă spun eu. Și atunci ajungem la bătaie. Poate o să mă înjure câte unii, să știți. Că mai sunt persoane care, de exemplu, sunt mai înstărite, cum se zice pe vorba asta țărănească. Au poate 1000 de oi sau mai știu eu, 500. Și poate dumnealor le-ar prinde mai bine să le dea pășunat, înțelegeți? Și noi ce să facem atunci? Să murim de foame? Să mergem la cerșit? Mai bine să muncim, să ne lase să muncim, așa, țărani cum suntem, dar să ne lase să ne vedem de treaba noastră aici, să ne câștigăm pâinea și, vine vorba, și bănuții noștri de aici. Și în veșnica schimbare, hoții rămân adesea neprinși și țăranii dezbinați. Iar pierzători suntem noi toți, cu o economie săracă, pradă importurilor ieftine și fără calitate. Elvețienii, de exemplu, produc din hectarul de iarbă montană de 5 ori mai multă carne și mai mult lapte decât românul, fiindcă își îngrijesc pășunea.
La noi, beneficiarii de subvenții toacă banii și abandonează pășunile. Le lasă să fie invadate de vegetație lemnoasă. La Viscri, în 6 ani, pășunea s-a împuținat cu 70 de hectare. Am închiriat aproape 400 de hectare, dar din aceste hectare, 70 de hectare sunt neeligibile, nu primim subvenție pe ele. Primăria sau apropiații primarilor au primit subvenție pe ele, nu le-au curățat din 2007 până în 2014, când le-am luat noi. Paradoxal, de când Uniunea Europeană acordă subvenții, suprafața de pajiște a României a scăzut cu 400.000 de hectare, de la 4,9 la 4,5 milioane. Ritmul în care pășunile se distrug pare de neoprit. În fiecare an dispar 20.000 de hectare, iar oile nu mai urcă la munte. Rămân la șes să pască pe terenurile arabile rămase pârloagă. Ne puteți scrie oricând pe romaniateiubesc.știrileprotv.ro. Vă mulțumim pentru toate comentariile. Găsiți materialele noastre și pe Facebook. Atât pentru astăzi, vă las acum cu Știrile Pro TV. Toate bune!